De la începerea activității de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, Poliția Locală a aplicat această măsură pentru 70 de autovehicule. Dacă acestea ajung să fie depozitate la locul de depozitare a autorităților, conducătorul auto va plăti pe lângă amenda contravențională și o taxă de 300 de lei. Atenție șoferi unde vă parcați autoturismele. Poliția locală a ridicat 70 de autoturisme de la începerea activității de ridicare autoturismelor parcate neregulamentar, dintre care 44 au fost și depozitate. În cazul în care șoferul implicit se deplasează la autovehicul în timp util, în timp ce mașina este ridicată, acesta va plăti o taxă de 100 de lei. De la începerea activității de ridicare a vehiculor parcate neregulamentar la nivelul municipiului Drobeta-Turnu Severin, poliția locală a Dispus ridicarea unui număr de 70 de autovehicule, dintre acestea 44 fiind ridicate și depozitate la locul de depozitare. Amintim pe această cale că, în cazul în care mașina este ridicată, conducătorul auto va trebui să plătească pe lângă amendra contravențională și următoarele taxe. 300 de lei în cazul în care vehiculul este ridicat și depozitat, 100 de lei în cazul în care procedura de ridicare nu a fost demarată, conducătorul prezentându-se în timp util la autovehicul, și 50 de lei pentru fiecare zi de depozitare, cu excepția primelor 24 de ore. Poliția locală va continua astfel de acțiuni în fiecare zi.